foarte mult, e prea mare onoare. Mulțumesc. Musimate corifeu al spiritualității românești. Vă zicem bine ați venit aici în Republica Moldova. Suntem onorați că ați binevoit a păși pragul centrului academic, care pentru noi, elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu, nu este doar o simplă bibliotecă, ci un lăcaș în care venim să descoperim valori autentice. Cândva ați afirmat că sunteți o lacrimă de-a lui Eminescu. Totuși, astăzi avem convingerea că veniți în calitate de ambasador al culturii, de promotor al verbului natal, pe care l-am învățat a rosti prin poezia lui Grigore Vieru. Multe inimi îngemânate bat astăzi în unison în cinstea acestui mare poet. Bravo. Vreau să vă mulțumesc că ăsta este un cadou așa extraordinar, pentru că mi-aduc aminte ultimele versuri pe care Grigore Vieru mi le-a scris. Ți-am adus un măr, e de la noi, de acasă. Ți-am adus un măr să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din scriptură. Vreau să vă spun o întâmplare foarte scurtă. Cândva, la Palatul Național Nicolae Sulac, aveam un spectacol și la un moment dat a intrat în cabina mea maestrul Mihai Ciobanu, pe care îl știți cu toții. Și a spus, scuză-mă că te deranjez, ia doar plăsuța asta de la mine. Și eu am deschis repede plăsuța să văd ce mi-a adus maestrul Ciobanu. Și mi-a adus 3 mere și un coniac basarabean. Eu nu pot să uit momentul acesta, era perioada în care lansam refrenul Ți-am adus un măr. Și maestrul sugestiv la cabină mi-a adus 3 mere. Nu pot să uit acel moment, în semn de drag și de prețuire. Vă mulțumesc, o să le mănânc în drum spre casă. Mulțumesc frumos! Și aveți doar o nestanță, un coniac. Vreau să spun 10 mere fără coniac. Vă mulțumesc! Deși eu nu sunt consumator de alcool, da, vă mulțumesc frumos! Mihai Eminescu, numai poet, lumea toată-i trecătoare. Oamenii se trec și mor ca și miile de unde, ce un suflet le pătrunde, trăierând necontenit sânul mării infinit. Numai poetul, ca păsări ce zboară deasupra valurilor, trece peste nemărginirea timpului, în ramurile gândului, în sfintele lungi, unde păsări ca el se întrec în cântări. Onorată asistență, bună ziua! Bine ați venit la Mihai Eminescu și Grigore Vieru. Acest generic care este astăzi are și o motivație. Iar eu vreau să salut îndeosebi oaspeții noștri dragi care au visat. Știți că eu visez și ceea ce visez se realizează. A visat și artistul Paul Surugiu Fuego să ajungă la noi. A visat mai mulți ani. Și trebuia astăzi, în ziua de naștere a lui Grigore Vieru, care a fost de mai multe ori aici, și este norocul să pășească și Paul Surugiu Fuego pe urmele maestrului Grigore Vieru. Paul Surugiu Fuego, bine ai ajuns la noi! Și fiindcă atunci când poetul ne-a părăsit, noi avem o eminesciană foarte frumoasă și ne-am întristat brusc. Și de atunci eu zic că Grigore Vieru este lacrima lui Mihai Eminescu. Lui Eminescu i s-au dedicat poezii fel de fel.
Iar Grigore Vieru i-a dedicat-o pe cea mai frumoasă, care când se urcă toți să împrumute o carte, o citesc și în gând și ca melodie. Eu vreau să salut și dragul nostru eminescolog, academicianul Mihai Cimpoi, al cărui vis tot a fost în 2000 și s-a realizat. Îl salut cu drag și pe Călin Vieru. Astăzi l-am felicitat și i-am zis: Călin, s-a născut tăticul, iar tăticul te-a născut pe tine ca să-i urmezi pașii frumoși. Salut directorul general al Bibliotecii Municipale HD-ul, doamna dr. Mariana Harjevski, care știți ce înseamnă șefii. Salut prezența în sală a tuturor: domnul Constantin Rusnac, domnul Dumitru Apetri, doamna Lidia Hlip, doamna Ana Onică, domnul Iulian Filip și Ianuș Surcanu, care au venit și m-au pețit la Centrul Eminescu împreună cu domnul academician și parcă zic că n-au greșit. Dacă ceva au greșit, să le spuie Paul Surugiu Fuego. Ce greșeli! Și acum, cea mai frumoasă poezie scrisă de Grigore Vieru lui Mihai Eminescu, s-o auzim! Știu cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge mi s-ar ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, dar să nu-mi închideți cartea ca pe regile împlioape. Să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al slăvechii Slovebuciu, așezați-mi o capernă cu toți codrii ei în zbuciu. Bună ziua, stimat auditoriu, stimați invitați, maestre academician Mihai Cimpoi, doamna doctor, Elena, draga mea, și desigur, fratele Călin Vieru. Îți mulțumesc că ești aici, Călin, azi. Nu este simplu, dragi prieteni, să vorbesc despre omul luminii, omul care mi-a pus versul în glas, fiind un părinte spiritual, arătându-mi o lume, o idee, a modestiei și a simplității în trăire, marele poet român basarabean Grigore Vieru. Înainte de toate vreau să spun că nenea Grig, așa cum îi spuneam cei apropiați, îmi este și astăzi, deși au trecut 13 ani, pe 18 ianuarie de la plecarea dumnealui, ca un părinte, ca un tată, un cer suprem pentru dezvoltarea mea și, desigur, omul de la care am învățat ce înseamnă modestia, vorba bună, dragostea până la moarte față de poezie și de valorile neamului nostru românesc. De fiecare dată când ne întâlneam, maestrul mă uimea cu fragilitatea sa și cu modul în care îmi vorbea, atât de ușor în lecții despre viață, despre cum să-ți prețuiești aproapele și să iubești la culme țara aceasta pentru care a luptat cu întreaga sa ființă, prin ce a trăit, prin opera dumnealui și activitatea remarcabilă. I-am trăit maestrului Grigore Vieru fiecare vorbă și îmi spunea mereu că pentru mine ar colinda și lumea în glasul meu, găsindu-și uneori alinare și un înțeles de plin al versurilor sale. Am sărbătut împreună, credeți-mă, în 3 ani și jumătate, toată Republica Moldova, toată Basarabia istorică și am văzut prin el durerea oamenilor,
pentru identitatea țării și pentru sora de peste prut, bucuria de a asculta cântece în limba română, dar și strigătul de disperare al moldovenilor. Astăzi, pe 14 februarie, de ziua dumnealui, cu siguranță cel mai de preț cadou ar fi fost să fie înconjurat de oamenii pe care îi iubea până la ultima celulă din corpul dumnealui și ar fi fost fericit să fie astăzi lângă noi. Pentru mine, Grigore Vieru este un păzitor al iubirii de țară. Este muzica neasemuită unei simplități și omul pentru care nimic nu părea imposibil. Și nu laudele noastre de astăzi îi zugrăvesc cel mai bine portretul maestrului, credeți-mă, nici măcar amintirile, ci creația dumnealui. Opera întreagă a maestrului Grigore Vieru. Ea tronează în istoria literaturii ca o însemnată comoară, una care a reușit să spună cu ușurință în vers sentimente și iubiri pe care nimeni altcineva nu le-a zidit mai intens în conștiința colectivă. Grigore Vieru a atins fără să purceadă, fără să acceadă geniul în minunea iubirii de vers. Și poate că patriotismul nu ar fi fost și nu ar fi avut aceleași nuanțe. Și sigur iubirea nu ar fi putut fi transmisă la fel. Iar țara și părinții nu ar fi avut aceleași icoane de vorbe, picături de rouă. Și muzica ar fi sărăcit fără dumnealui. Nu l-ar mai fi cântat cu atâta patos cei ce și-au găsit împlinirea în versurile sale, artiști remarcabili care s-au dăruit poeziei poetului nostru Grigore Vieru, printre care mă număr și eu, onorat că pot cânta mereu din simțirile sale. Pășam prin Sfânta Rourare pe-al mării țărmure frățesc, mirat că două urme clare pe ale mele le însoțesc. Pășeam în dimineața lină, atât de fericit, păream eu însumi o lumină în universul infinit. Creștin, am înțeles pe dată că cel alăturea pășind era chiar Domnul ce s-arată. Prin semne numai, ori în gând. Pe mare înceta furtuna, dragi urme mă însoțeau ca în vis, voiam să le sărut într-una, ca pe-al măicuței mele plâns. Tristețea însă ca pe un laur o am simțit când am văzut că cele două urme de aur m-au părăsit, au dispărut. Nu-ți mai sunt drag eu, Doamne, oare? L-am întrebat pe Dumnezeu și am auzit un glas de soare. Te duc în brațe, fiul meu. Te duc în brațe, fiul meu. Eu cred că noi, cu toții, de la mic la mare, generațiile care vor veni după noi, trebuie să ducem pe brațe opera acestui mare poet al nostru național, pe care îl iubim, îl respectăm pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a lăsat moștenire poporului nostru. Eu sunt fericit pentru că am putut realiza proiecte speciale după plecarea dumnealui, spectacole și cărți pe care le-am lansat, și care l-ar fi bucurat și ar fi adus, cred, împlinire. Astăzi, pe 14 februarie, când poetul Grigore Vieru ar fi împlinit 87 de ani, am reușit să donez Centrului Internațional Academic Mihai Eminescu, un lăcaș de cultură însemnat în Republica Moldova, bustul poetului nostru drag, realizat de prietenul meu, sculptorul Petrică Buhnici, din Transilvania istorică, locuiește tocmai în județul Brașov, la Codlea.
Este un semn al dragostei mele pentru poetul Grigore Vieru și pentru acest pământ binecuvântat și pentru basarabenii mei pe care îi iubesc și prețuiesc atât de mult. Și nu, nu voi înceta niciodată să vorbesc despre maestru, să-i promovez opera, să fiu un copil destoinic și să-i cânt versurile. Pe mine Grigore Vieru mă inspiră și dincolo de această lume. Prin el România iubește, iar poezia e mai deplină. Pentru el, părintele și maestrul Grigore Vieru, eu cânt în continuare. Pentru mine Basarabia e Grigore Vieru. Pentru mine, ziua de 14 februarie, pe care noi am împrumutat-o din alte părți ca zi a îndrăgostiților, întotdeauna a fost ziua poetului Grigore Vieru. Vă mulțumim, maestru! Paul Sorogiu Fuego pentru aceste daruri generoase și eu cred că e cazul și a tabloului. Iată, este acolo în spate să arăți publicului să se vadă mai bine. Casa Muzeu Grigore Vieru de la Pererâta, așa am văzut-o eu. Maestrul acolo și vreau această casă văduvă și tristă de pe margine de Prut să o donăm Centrului Internațional Academic Eminescu. Vă mulțumesc frumos! În final, vă rog să luați loc, maestre. În final, mai am câteva versuri speciale scrise de doamna poetă Maria Baciu. Sunt superbe și îl reprezintă pe maestru. Și dacă ne încearcă aduceri aminte, Grigore Vieru mai este în cuvinte. Grigore Vieru mai este acasă, la Batra Străbună, e iarba de coasă și cântă ciobanii balade la stână cu dulce cuvinte în limba română și buciumul sună la trecerea lunii din grele morminte ne strigă străbunii spunând să avem grijă de noi și de țară și vorbele astea încep să ne doară și murmură plopii cu toată năpasta Grigore Vieru în limba aceasta. Vă iubesc! Dragi prieteni, această carte noi am fost primii aici la Centrul Eminescu care am văzut-o desigur după ceea ce e de la Botoșani au editat-o. Apoi a urmat domnul academician Cimpoi și a urmat și a luat-o, a ținut-o în mână Călin Vieru. Este volumul 4 din colecția care va fi o volume, o capodoperă, o ediție unicată, aceasta care o vedeți, mai mulți autori, mai multe nume și o muncă titanică, o muncă și o generozitate deosebită din partea Asociației Culturale Regal Dar, în frunte cu doamna Lili Bogu din Botoșani. Zicem, carte frumoasă, cinste cui te-a scris, cinste cui te-a editat, cinste celor care o vor citi și cinste celor care o promovează. Și în primul rând, bibliotecarii. Ofer cuvântul domnului academician Mihai Cimpoi pentru a ne prezenta, deoarece dumnealui are cuvântul înainte, dumnealui a văzut acest proiect, era în viață și Nicolae Davija
Și, domnule academician, vă ofer acest volum de 600 și ceva pagini. E grea, e foarte grea. Dragi prieteni ai Grigore Vieru, când spun Grigore Vieru, așa cum menționa și maestru Paul Surugiu Fuiego, el mai are și un nume Ciprian, parcă pe acolo, da? Este, când spunem Vieru, spunem și limba română, spunem și România, spunem și noi, contemporanii lui, cei care prin acel legământ pe care l-a scris el în 1965, dacă nu mă înșel, îl consfințim și acum, prin acest bust adus de maestru încoace, și vreau să mulțumesc maestrului Fuiego Surugiu pentru acest regal de daruri. Hai să folosim acest cuvânt regal, pentru că se potrivește cel mai bine, este cel mai adecvat. Regal de daruri, el având și mai multe talente, de pictor, de cântăreț, nici nu mai vorbesc, de recitator de asemenea. Și mai fi vreun talent pe care eu l-aș numi acela al prieteniei. Maestru Fuiego ne prezintă acest regal de prietenie cu Grigore Vieru. O prietenie intelectuală, o prietenie artistică, o prietenie prin care au unit cele două maluri ale Purii. Le-au unit la propriu, la figurat, le-au unit deocamdată așa pe cale artistică, sperăm că se întâmplă și cealaltă unire definitivă. Și îi mulțumim lui Paul Surugiu Fuiego pentru faptul că ne-a adus acest bust din Transilvania, de la școala ardeleană, da. Școala ardeleană, care a însemnat foarte mult pentru cultura românească. Și Eugen Simeon a editat acum în colecția prestigioasă, colecție opere fundamentale, 4 volume de deci autori de la școala ardeleană despre care eu am scris și care a fost școala ardeleană, de fapt a fost prima noastră sincronizare serioasă cu Europa, cu Europa culturală. Anul trecut a fost un mare eveniment, 700 de ani de la trecerea în neființă a lui Dante, Dante Alighieri, care a adus în cultura românească spiritul modernității și a adus conceptul de om interior. Iată că și Grigore Vieru ne-a adus acest om interior în poezia românească. Om interior care nu este paradisiac, dar este și infernal, cunoaște și chinurile și trecerile acestea prin toate cercurile infernului. Deci, Grigore Vieru, în acel numele tău, volumul care a revoluționat poezia românească de aici, poezia românească de dincolo. Deci a vorbit că avem un nume, că avem o identitate, avem o limbă, iar o limbă, ce este, spune și Eminescu,
că este cea care rostește ființa, spune și Heidegger, este limba, e cea care ne dă certitudinea unui popor făuritor de istorie. Mulțumim, maestre. Despre acest volum vă mai spun câteva cuvinte. Știu că ne privește și distinsa doamna Lili Bobu, de acolo, de la Botoșani. Este un volum antologic dintr-o serie care urmărește editarea operei complete a lui Grigore Vieră, opera Omnia, cum zicem noi, specialiștii, și lucrul ăsta se face la Botoșani, nu se face la noi. Un guvern, știu că au pus în program, domn Călin este acolo fixat așa pe hârtie, deci editarea operii complete a lui Grigore Vieră. Nu s-a făcut. De ce am zis eu pe alie și repet aici, așa fie vorba între noi, că guvernul e lecat din cauza că nu editează opera lui Grigore Vieră. Asta este, da. Poate mă aude și Natalia Gavrila, vă vor fi. Ce e aici? Două cuvinte încă. Aici e poezie, sunt poeziile lui Grigore Vieră, sunt reproduceri de artă plastică, acomodată sau inspirată chiar de poezie lui Grigore Vieră. Este vocea poetului, dacă vreți să-l ascultați, aici este. Sunt clipuri, sunt piese muzicale și este acea întâlnire pe care ne-o mirocește astăzi maestro Surugiu Fuieco dintre toate artele. Poezie, muzică, artă plastică și ce mai fi acolo? Hai să zicem și critică literară, dacă aceasta este artă. Eu cred că este, da. Vă mulțumim pentru această prezență. De acum înainte vom avea și acest punct de reazem, așa îi plăcea lui Grigore Vieră să spună, reazem. Este Grigore Vieră, reazemul nostru spiritual. Supărat! Vă rog. Deci, cei ce ține un în mână este un exemplar unicat. Este aici și cu aur suflat, sunt, așa cum vă spuneam, reproduceri, discuri, sticuri. Filme video. Dar doamna Lili Bobo, după cât mi-a spus, va face și un tiraj într-o formă mai simplificată, da, care să ajungă la bibliotecile din spațiul nostru basarabean, fapt pentru care îi mulțumim și ne închinăm așa până la iarba. La aș vrea să-i spun domnului profesor academician Mihai Cimpoi că această carte, așa cum a spus dumnealui, este o carte unicat. Sunt câteva exemplare făcute care vor ajunge, desigur, în instituțiile publice ale dumneavoastră. Iar aici veți găsi cartea la etajul 1 sau 2, cum spuneți voi, că la voi parterul e 1. La noi etajul 1, etajul 1 și parter. Găsiți la etajul 1 cartea pentru cei care vor să o răsfoiască, să citească. Cartea nu se comercializează, este făcută pentru cei care au drag de poetul nostru Grigore Vieră, așadar m-aș bucura ca doamna Lili Bobu să realizeze câteva cărți care să
poată fi date mai departe, pentru că cartea este foarte scumpă. Numai medalia din aur care este realizată de Romber Phil, de domnul Philip Mărgărit, și trebuie să-i mulțumim pentru aceasta, este o medalie în aur, simbolistică, realizată extraordinar de bine lucrată. Foile sunt în foiță de aur, este o carte foarte scumpă și ne bucurăm măcar că se va găsi în bibliotecile mari din Republica Moldova. De ce zicem noi, etajul 2, noi vrem să fim mai presus decât suntem. Mulțumim frumos pentru aceste comentarii. Acum ofer cuvântul domnului Calendieru, care a mai fost la noi și mi-am amintesc cu copiii cei de la grădiniță și acele calendare care le-ați dăruit. A cineva îmi spunea de mai multe ori, cred că am mai întâlnit această sugestie de la mai mult de la negustori. Ei spuneau un lucru, o marfă sau un serviciu, dacă este de valoare, atunci trebuie să fie unul greu fizic, greu, să aibă chile, deci să-l simți în mână. Acum mi-aduc aminte de prima culegere de versuri a lui tata, Numele Tău, apărut în 59, prima culegere de versuri pentru maturi, care sunt iertată să-mi fie nemodestia, revoluționată poezia basarabeană, și acest lucru l-a observat și lucrul de expert a maestrului academician Mihai Cimpoi, care a scris în una din lucrările sale că până la apariția acestei culegeri, patria RSS moldovenească era cântată de poeți, scriitori, pictori, artiști într-un stil sovietic, cât e de mare, cât e de necuprinsă, cât e de etc., etc., etc. A venit Vierul și a spus: mamă, tu ești patria mea. Și aici s-a produs răsturnarea de situație, o revoluție în poezie, și această culegere care încăpea într-o palmă, cred că mulți își aduc aminte, cântărea, cred că foarte și foarte greu. A fost concepută, sovieticii au vrut să o boțească așa într-o cu buchii mai mici, cu copertă de hârtie, cu foi de calitate a treia și cât mai mică să fie, ca să nu să fie trecută cu vederea. Și aici sistemul lor a greșit. Nițel, fiindcă lumea o cumpăra, o băga la buzunar, mai aproape de inimă, o cetea fizic sau o cetea energetic, fiindcă cartea rămânea mereu în sacou sau în servietă. Astăzi, când am ajuns vremuri mai libere în a ne exprima sau a edita sau a scoate cărți, iată, apare în plin sens a cuvântului o carte, cred că care are vreo 700 de vreo 7-8 kilograme, nu? Da, da, da. Cred că așa e, că îmi vine greu să îmi vine greu să o țin în mână, și atunci iarăși. Deci sticul ne-a fost o salvare. De altfel avea să fie peste miile de pagini. Iarăși revin la filozofia negustorului, care mi-a spus că, uite, că dacă vrei să ai marfă, ea trebuie să fie una, să o simți în mână. Acesta este stilul destinției doamnei Lili Bobu de la Botoșani, prietena noastră, prietena maestrului Paul Fuego, și ca de obicei, nu doar prieteni, pentru mine sunt ca niște
vase comunicante, Paul și cu Lili, fiindcă mereu vine Paul cu un recital, cu un spectacol, de data asta cu un nemaipomenit bust pentru centru. Mereu este un vas comunicant cu Lili, care ea pe de altă parte vine și ea cu un dar sau cu o ediție specială, iar edițiile ei, după cum ați văzut sau veți avea ocazia să vedeți, sunt foarte și foarte speciale. Și trebuie să am încă atâtea rezerve de emoții și de reacție neuronală la aceste veniri a maestrului Paul și darurilor lor venite din partea destinției Lili Bobu. Cu această ocazie, deci încă o dată îi mulțumesc domnului Bobu, fratelui Paul și tuturor prietenilor lui Grigore Vieru, care au venit astăzi să-și aducă încă o dată aminte de opera și să nu se revadă, să se întrunească din nou între oameni buni și frumoși. Și ca să închei astăzi despre, dacă a început domnul academician Cimpoi să vorbească când pronunțăm numele Vieru, atunci pronunțăm cuvântul limba română și țară. Cu această ocazie, dați-mi voie să mă repet ceea ce am vorbit. Mi-am adus aminte de un caz din copilărie care l-am povestit astăzi, relatat astăzi pe Aleea Clasicilor. Copil fiind, ridic receptorul de partea cealaltă a firului, domnul maestru Spiridon Vanghele. Căline, tu ești? Da. Tata este acasă? Nu. Unde este tata? Tata e la Moscova. Și Moscova unde este? Moscova e la București. Așa că așteptăm și noi această unire, nu spirituală și artistică, dar, cum a spus domnul academician, și cea fizică. Una greoaie să fie și de data asta pe veci. Vă mulțumesc! Dragi prieteni! Doamna Elena, trebuie să ne revărșăm cumva pentru darurile astea, știi, să mai ne gândim un pic, dar eu vreau să anticipez ce e. Darurile la urmă. La urmă, da? Dar trebuie să fiți prim. Nu, eu, știți, cuvântul răbdare e cuvânt dacic. Dar eu sunt nerăbdător. Mi-a apărut acum proaspăt un volum care se cheamă Eminescu, Esența Ființei, Miteme și simbolul existențiale mesine. Și vreau să îi dăruiesc maestru cu, nu știți chiar toată dedicația, dar îi spun numai atât. Maestru Paul, promotor și creator de valoare. Și fiindcă acest volum este de dragoste, invit liceul Mihai Eminescu, domnița, că i-au venit cu un buchet de poezii, dar doamna Nazarchievici le-a furat o poezie, Paul Surugiu Fuego pe a doua. Deci am fost în unison, noi toți trei, eu, copiii și Paul. Poftim, te prezinți. Ne uitam ca doi copii la oglinda stelei vii. Unde-i oare clipa cea de-o sorbeam și ne sorbea? Ne uitam nebuni și goi la oglinda stelei noi. Unde-i oare clipa cea de-o sorbeam și ne sorbea? Ne uitam ca doi bătrâni în oglinda unei pâini. Unde-i oare clipa cea de-o sorbeam și ne sorbea? Mulțumesc mult! Mulțumim frumos!
Cineva zice că nu se citește, cineva zice că da, tinerii nu citesc. Eu vă spun, pun mâna la inimă și vă spun ferm că copiii citesc. Paul mă întreba sâmbătă seara, noaptea, adică nu era seara. Elena, văd atâta public, atâtea activități și l-am dus la fișele, la formularele de cititori și le deschideam. Acolo era mămica, tăticul, copilul, fetița, băiatul, bunica, deci 4-1. Și a spus că pe la noi în România acum telefoane, tablete, nu, copii din sală, se citește? Da. Mă bucur. Acum îl invit aici la microfon pe domnul Iulian Filip, care în 2000, când eu m-am dus să zic că am frică să vin la centrul Eminescu, în birou la doamna Lidia Kulikovski, directorul de atunci a Bibliotecii Municipale Hăzdeu, eu am zis nu. Și doamna Lidia zice că iată, stă lângă mine și zice nu. Iulian Filip a zis că nu vrea să audă. Nu știu dacă a fost așa. Mă jur. A este. Era să ajung pe ale clasicilor. Dar m-am cramponat pe Facebook, unde Paul Surugeu Fuego, ajuns la pensiunea turistică Costești, trecea de-a lungul zidului unical în spațiu românesc, pe care sunt figurile de străjeri spirituali a neamului românesc. Și la fiecare figură, la fiecare chip, la fiecare iconiță s-a oprit și a zis ceva, mă citind din textul cela care era. Și atâtea cuvinte de bine în adresa unui om de afaceri excepțional care are o componentă spirituală pe care nu au unii plătiți ca să înțeleagă niște lucruri care trebuie de făcut noi să le facem la noi acasă. Experiența, hai să zicem așa uscat, experiența, modelul, paradigma pe care o oferă Paul Fuego cu această amiciție cu Grigore Vieru, dar și cu ceilalți confrați de scenă, de spirit, e normalitatea, tonalitatea normală de relația noastră cu noi. Slavă Domnului, nu mai are timp Moscova și Strasburgul să ne dea peste mână și să ne arăte prutul cât e de adânc. Și acolo unde înțelegerile astea există, în pofida la 500 de kilometri între vechea capitala voievodală și capitala experimentală Chișinău, vorbesc de Târgoviște, zic de Mihai Cimpoi, care de câți ani cunoaște Târgoviștea, atâtea cărți are pentru fiecare an. Dar asta e aproape 20 de ani. Adică începând de la Ion Heliade Rădulescu, care s-a învrednicit de o monografie academicianului, mergând mai departe spre Grigore Alexandrescu, spre Vasile Cârlova, spre... Deci, domnul academician a răspuns cu sensibilitate la aceeași sensibilitate. La fel se întâmplă cu Iașul, la fel se întâmplă cu Dumbrăvenii. Ce frumoasă patima dumbrăvenilor a unei comune să vrea ca Eminescu să se fi născut acolo. Ce frumoasă polemică în continuare. De asta nu am ajuns pe alee. M-am scăldat pe o spunere a lui Paul Fuego despre o oază de înțelegere, un fel de altar la Costești, unde sunt și niște vestigii și niște urme de tot felul care trebuie de citit. E extraordinar felul cum se țese de la suflet la suflet și aici îl punem, îl aducem de paradigmă și pe Nichita Stănescu, care atât de respirație liberă, când a ajuns la Chișinău, am ajuns de la noi, la noi, de acasă, acasă, de la... A îndemnat lumea să nu ne mai înfrățim
la nesfârșit, ne-a dat Domnul una. Există două variante. Este jocul politic, clasa politică, statut politic, și este ceea ce ne-a dat Dumnezeu, o întregime. Întregime trebuie să o realizăm, normalitatea. Și cei care înțeleg și pricep cum să o facă, iată că o fac. Cei care mai întârzie cu înțelegerea, vă uitați foarte frumos la modele de ducători de cruce care știu ce au de făcut acasă. Fără Moscova, fără Strasburg și celălalt. Într-un ceas bun. Mă bucur pentru ziua de azi. Ofer cuvântul acum. Elena, scuză-mă puțin. Maestrul Ioan Filip, pe care îl prețuiesc atât de mult, i-aș spune câteva versuri. Printre ultimele scrise de maestrul Grigore Vieru, există o țară prea frumoasă, în gând te întorci ades la ea, chemat de maica ta la masă, ori invitat de o viorea. O țară în care grănicerii sunt greierași și cei verzii, și în loc de pașaport se cere să spui la vamă poezii. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu într-un fraged april. Oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil? Există o țară prea frumoasă în care tu ești împărat. O țară în care totul este și craiul umblă descălțat. O țară în care nu e nici luni, nici vineri, ci numai ea duminica. O țară în care veșnic tineri sunt și tatăl tău și maica ta. Cât e de bine! Cât e de bine să te joci copil, mereu, într-un fraged april. Oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil? Vă iubesc, maestru. Ofer cuvântul domnului Teo Chiriac, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova. Onorată asistență, bună ziua! Domnule Paul Surgiu, bună ziua, vă îmbrățișez. Întâlnirea de astăzi are, hai să zic, un semn deosebit, o imagine deosebită, pentru că avem invitat un mare interpret, un mare cântăreț. Despre muzică și despre versurile pentru muzică scrise de maestru Vieru, sigur că se vorbește mai puțin, poate prea puțin, dar îmi amintesc acum despre discuțiile noastre, unele despre muzică și despre poezie, discuțiile noastre cu maestru Grigore Vieru, cât de mult ținea la muzică, mi-a spus odată, muzica ajunge mai repede la sufletul omului decât cartea, a spus-o Grigore Vieru. Ceea ce a făcut Grigore Vieru, te mi-a venit acum această imagine, pentru el muzica și poezia erau ca cele două aripi ale sufletului. Doar cu ele pot să zbor, doar cu ele pot să ajungi în sfere înalte. În sfere înalte care se află și în interiorul uman, în sufletul lui. Într-adevăr, prima carte de versuri pentru maturi, pentru că până atunci Grigore Vieru a avut câteva cărți de versuri pentru copii. Șapte. Am impresia că nici această cifră șapte nu este întâmplătoare. Adică Grigore Vieru a știut marele test, marele examen, atunci când vii în literatură, în poezie, este poezia pentru copii. Și l-a făcut acești șapte ani, aceste șapte titluri de carte, cărți extraordinare care și acolo au schimbat cărțile și jocurile și imaginele și tot. Așa cum
odată cu colaborările poetului cu interpreții noștri, s-a schimbat la față, la ritm, la rimă și muzica de la Chișinău. Împreună cu Grigore Vieru au crescut și au compus o generație, două, trei de compozitori și de interpreți. Faptul că Grigore Vieru a ținut foarte mult ca versurile domniei sale să ajungă la sufletele oamenilor, mi-amintesc cum căuta el compozitorii și nu compozitorii pe el în prima perioadă. Mergea la ei acasă, mi-amintesc, pentru că fratele Anatol Chiriac, Silvia Chiriac, au fost în relații extraordinare. Și la ei am făcut cunoștință cu Grigore Vieru. Și mi-amintesc cum se nășteau cântecele, versurile, muzica. Am văzut cum se întâmplă un miracol, de fapt. Am văzut cât de exigenți erau și compozitorul și poetul. De ce zic? Pentru că a venit un timp când acele cărți pentru copii și acele cântece pentru copii, la un moment dat, au făcut loc altor cântece, cântecelor patriotice, de care aveam mare nevoie atunci. Mi-amintesc doar că vorbeam despre versuri. Apropo, texte. Nu-mi place cuvântul texte, îmi place cuvântul versuri. Pentru că versurile lui Grigore Vieru rezistau și fără de muzică. Ori astăzi a face texte, sau, mă rog, e, dar nu toate aceste texte au și valoare estetică, literară. Grigore Vieru, în versurile lui, pentru cântece, el uneori chiar putea să schimbe niște versuri dintr-un poem publicat deja, cunoscut deja. Deci dacă trebuia să facă un refren, trebuia să facă niște versuri. Adică înțelegeți cât de mult conta pentru Grigore Vieru muzica și faptul că un cântec ar putea să ajungă, încă o dată zic, mai repede dincolo de Prut decât o carte. Avea mari probleme să edităm acolo sau să vină cărți de dincolo. Dar zic, versurile erau excepționale. Vă dau doar un singur exemplu. E vorba de un cântec care se numește Viața asta, pe care l-a lansat actorul Voluntir, Mihai Voluntir, două versuri. Să-mi amintesc. Fost am veșnic lăcomos după tot ce e frumos. Mâne boi mâneam să scapăt, frumusețea n-are capăt. Deci, dacă te gândești bine la aceste versuri, și le cânta Mihai Voluntir și le cântă și acum, și e un stil aproape popular, dar versurile sunt foarte profunde, pentru că Grigore Vieru a fost un poet foarte profund. Asta este important să menționăm. Deci așa cum a deschis sau a schimbat fața poeziei cu acel volum de versuri, așa s-a întâmplat și în alte domenii, cum ar fi muzica de stradă, cum ar fi muzica angajată, muzica patriotică. Stau și mă gândesc, când a reușit Grigore Vieru să facă toate aceste lucruri? Ziceam astăzi pe alee că cel mai bun dar pe care poți să-l faci unui poet la ziua lui de naștere este să-i citești poezia, opera. Și dimineața asta am făcut. Am luat o antologie editată de Litera Internațional și am citit o antologie extraordinară. Și am văzut doar anii importanți din bibliografie, din biografie, și am văzut că Grigore Vieru, care era accesibil pentru toată lumea, pentru cei mai mici și terminând cu cei mai în vârstă, a fost ca un argint viu. Era un omniprezent, el era peste tot. El n-a renunțat și n-a refuzat nicio invitație niciodată. Ce vreau să vă spun? Este uimitor. Este un fenomen. Dintre titlurile cele foarte frumoase, memorabile, nu pot să uit de titlul ăsta,
taina care mă apără. Și acum, în postumitate, există o taină care îl apără pe Grigore Vieru și care ne apără și pe noi. Eu vă mulțumesc și îi doresc în continuare domnului Fuego să ducă mai departe de România muzica, versurile lui Grigore Vieru și să revin la acele versuri despre frumusețe care nu are capăt. Deci fiecare dintre noi are timp și obligația de a găsi această frumusețe și de a o înmulți. Eu vă mulțumesc! Mulțumim aici! A fost pomenită prima plachetă de versuri, Alarma, din 1957, de maestru Rusnac, fixată anul. Haideți să vă spun două poezii din acest plachetă pe care eu le țin minte din 1957, socotiță cam câți ani, cine e mai bun la matematică, cam cât iese, 53 plus... Da. Deci, prima poezie este următoarea. Într-o zi pe sus, Hultanul, cei din oraș nu prea știu ce înseamnă Hultan, îl făcea pe aeroplanul. Puii lângă lor, coteț tihnit, i-au strigat în cor, nu te fă că ai motor. Și-au fugit. Și a doua poezie pe care o țin minte copiii care, fiindcă este și prin manuale, deci este despre un porcel. Haide să ne aducem aminte și de porci astăzi. Da. Stă porcelul jos în baie, prea murdar, îs prea de tot. Trebuie să-mi fac o baie. Și s-a dus să o fac în glob. Nu e bine să încheiem cu porcul, dacă îi dăm cu... Da. Hai cu Ion al nostru. Ieși tata la balcon și mă strig, băi, Ion, cred că am făcut ceva dacă m-a strigat așa. Dacă nu era nimic, m-a strigat, băi, Ionică. Cum să încheie cu porcul? Grigore Vieru este un poet al tuturor vârstelor. M-a întrebat Paul, Elena, dar cine o să fie dintre invitați? Și eu i-am spus, zic, am o listă. Vreau să spun că pe lângă listă m-a sunat lumea. Și este și o delegație chiar din Brașov, aici. Elena, scuză-mă, sunt român, veniți de peste Prut și eu sunt fericit pentru că au venit astăzi la manifestarea noastră. Ei trebuie să ducă mai departe mesajul, pentru că nu știu dacă aceste imagini vor ajunge și în România. Dacă eu găsesc pe cineva îngăduitor care a filmat să-mi dea toată înregistrarea, o să pun pe pagina mea de Facebook și pe YouTube lucrul acesta. Dar părinții, bunei de peste Prut, de la mine, de acasă, trebuie să știe că cel mai frumos abecedar început pentru copil, pentru copilașul lor, este abecedarul Albinuța pe care îl vedeți aici. Este carte de căpătâi pentru copilul dumneavoastră. Decât copiii să stea pe internet și pe Facebook și pe Instagram, ar fi păcat să nu citească aceste versuri rostite de domnul profesor academician Mihai Cimpoi sau de maestru Filip. Noi am crescut cu poezioarele acestea și eu țin minte cât de greu mi-a fost să fac rost de abecedarul Albinuța prin mari relații, pentru că nu se găsea la noi în județul Cluj cartea poetului Grigore Vieru. Mama, prin mari relații, printr-o prietenă foarte veche de la Chișinău, am reușit să obținem și noi abecedarul Albinuța, care să dea așa un pic pe sub mână. Deci, îi rog pe părinții din România și pe bunei să facă tot posibilul ca să aibă abecedarul în casă și să le citească copiilor, nepoților, aceste versuri care sunt atât de simple, dar atât de complicate totodată.
pentru că fiecare vers pe care l-a scris Grigore Vieru te duce undeva în zări îndepărtate și fiecare vers este o metaforă superbă. Așadar, citiți Abecedarul Albinuța pentru copiii dumneavoastră. În acea listă care am spus-o lui Paul era și Constantin Rusnac. Și dumnealui mi-a spus: vai, de când nu ne-am mai văzut? Domnule Constantin Rusnac, vă invit la microfon. Bună ziua! Foarte emoționant moment, fiindcă 14 februarie, întotdeauna când vine ceva, se mișcă acolo. Fiindcă îl cunosc pe Grigore Vieru de atâția ani. De atunci din 57, când m-am dus la bibliotecă și am văzut cărțulie ce alarmă, și când am citit că Grigore Vieru a scris-o și din Pererâta, de lângă Trebisăuții mei, la o zbrălitură de băț, și dintr-o sacu mitică Blăjânul, pe care eu îl cunoșteam de acu foarte bine, el m-a ținut în brață la Corjăuț, acolo, un sentiment de mândrie mai mare n-aveam. Și când am venit în 1961 la Chișinău, la școala de muzică, noi, cei de la muzicală, în fiecare seară începeam la Teatrul Luceafru. Noi știam spectacole, de, cred că de 15 ori vedeam un spectacol pe de rost. Eu cu colegul meu, cu Lai, copiii și merele, în doi spectacole l-am înregistrat fără să avem textul în față, am împărțit roluri și l-am înregistrat integral. Și îl vedeam acolo pe Grigore Vieru. Ei, cum să te apropii tu de Grigore Vieru și să spui că eu de la Trebisăuți? Și nu, așa și nu puteam eu să mă apropii. Când a venit în anul 76, când pentru acea sărbătorească mie mi s-a decernat premiul de stat a Republicii Moldova, 28 de ani, până azi încă nimeni n-a făcut așa performanțe, se apropie Grigore Vieru de mine, 7 texte îmi dă și mă felicit, spune, urgent să-mi faci cântecele. Eu n-am scris în viața mea muzică pentru copii cântece, în afară de niște prelucrări pentru Mitică Blajână și pentru Fluieraș. Și da, dacă nu pot scrie, imediat m-am dus. Aricioaica, Anișoarei, cântă țapă la țambal, cânt și astăzi aceste cântecele. Apoi, mi-aduc aminte cum el cu doi copilași, unul din ei este aici, vineau și mă colindau. Păi ea i-am răspuns cu nepoata mea, am venit la el și i-a dat ei o colecție de icoane, Margaretei mele. Și apropo despre muzică, Teo atât de frumos a spus, într-adevăr, Grigore Vieru nu putea fără muzică. El spunea așa, că muzica este răzbunarea luminii pe întuneric. Și atât de frumos. Cu dânsul era foarte ușor de lucrat. Am lucrat cu mulți poeți la care spuneam, te-aș ruga aici așa, a nu, că tu nu înțelegi în poezii. Dar cu Grigore Vieru cum înțelegea? Și dacă spuneam, te-aș ruga aici, da, am înțeles, o să fac asta. Atâtea momente am avut cu Grigore Vieru și, într-adevăr, niciodată nu l-am rugat nimic. El mă telefona, Constantin, scrie, iată, limba noastră, poftim, scrie cu tare. L-am rugat o singur lucru, să scrim o Ave Marie pentru Maria Bieșu, fiindcă Maria Bieșu și această lucrare a fost interpretată de către Maria. Ca să nu mai vorbesc eu așa mult, ca să simțiți ce înseamnă pentru mine și pentru toți această mare personalitate, vă spun că un caz. La 16 ianuarie 2009, eu plecam de la Moscova cu niște treburi și soția zice, mai este timp, eu pregătesc masa, am mai spus niște bancuri, am zâmbit, am râs, ea se duce să pregătească ceva acolo, eu în timpul ăsta mă așez la pian și fac o melodie așa, tarirara, și mă gândesc, ce e asta? Asta este, ai, romanța lui Grigore Vieru, din Amintiri te chem. Mă așez la pian, încep să cânt și a început să plâng în hohote, deci de surupea cămașa de pe mine. Soția s-a întors înapoi, s-a speriat, ce s-a întâmplat? Eu zic, nu știu, așa brusc din senin. Dar poate, eu zic, poate mi-am amintit de pământ, nu știu. A trecut momentul, am plecat la Moscova. Când mă întorceam pe data de 18 spre 19, ea m-a sunat, a murit Grigore Vieru. Deci, când am povestit la mulți, m-au spus că eu am plecat de pe acest pământ și am simțit mai din timp că această mare, această inimă care este foarte aproape, va pleca. Și atunci eu aș vrea să vă citesc această romanță, deoarece cântăreața, ea cântă cu
în teatru de operă, în altă țară. Constantin, dar de ce să nu cânte? Nimic. Bine, eu vă citesc versul și pe urmă cânt, fiindcă eu totuși târziu am aflat că am voce. Dar uitați-vă asta. Ia, este. Din amintiri te chem. Deci toate versurile care le-a scris Ghiuvarvieru, sigur, pentru cât ce niciodată n-am numit text, este poezie. Într-una chem din amintire, din timpul cel mai minunat, sărutul tău curat ca o psaltire pe care poate l-ai uitat. Ce trist mi te-a răpit averea, averea unui alt bărbat și poate simt și tu acum durerea acelui trădător păcat. Chiar dacă nu-ți mai pasă și între noi a fost ce între noi a fost cândva, tu ești cea mai frumoasă și ești numai a mea, numai a mea. Chiar dacă rochie de mireasă un altul cumpărat ți-a, în amintire ești a mea, mereu a mea vei rămânea. Mireasă ai fost, eu n-am fost mire. Așa e iubirea uneori. Ea nu e o carte de citire, e cartea sorții fără flori. Mi-ai dăruit cândva iubirea, n-o uit, n-o pot nici când uita, căci ea îmi este toată moștenirea. Sărac de bani, trăiesc din ea. Eu acuși vă cânt, ca să de-a toți să vedeți cum la mulțumim! Mulțumim! Salut și pe doamna Valentina Volontir, șefa Direcției Cultură și, nu știu, vin cu microfonul acolo pentru un cuvânt. Domnul Cădician, domnilor și doamnelor, dragi prieteni, iubitori de frumos, prietenii lui Grigore Vieru, eu astăzi, desde dimineață, tot încerc cumva să lupt cu lacrimile care mi le poartă ziua asta. Și nu reușesc. Dimineața la bust ne-au încântat copiii, atât de frumos au recitat poezia în șoaptă. Poezia care, lui Grigore Vieru, care poți trăi în șoaptă, poți cânta. Și m-am gândit, nu știu cum le-ați spus, pentru un vers cărăbușilor de la hotare, vers și nu știu cum, nu o să-i reușească, pentru că poezia lui Grigore Vieru se citește, se trăiește. Poezia lui Grigore Vieru va trăi. Avem și noi mare, 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 mare responsabilitate și sper cu toată suflarea mea să ne reușească să mai realizăm un asemenea centru așa cum se trăiește și se creează aici, în Centrul Eminescu, Centrul Academic Eminescu, ca să-i construim, să zic eu așa, un templu acea fost Grigore Vieru. Mă refer la acel centru de cultură și artă care, sper eu,
să capete tot așa viață cum este asta. Eu, pe bune, o felicit pe doamna Dăbișa pentru relațiile care le-a format de-a lungul anilor, pentru prietenia și devotamentul cititorilor care vă poartă, pentru respectul profund și că l-aveți de bun prieten pe domnul academician Cimpoi și pentru faptul că chiar nici nu m-am așteptat, zeu zic, și recunosc că mai am foarte multe a cunoaște în cultura noastră, mai ales aici în început și nu se fac lucruri foarte și foarte frumoase care merită a fi promovate și sper că acele încercări de atâția ani de zile se fac prin cultură și o să le facem până la urmă, o să realizăm ceea ce a spus maestru Filip. Dar noi, până una alta, prin cultură, trebuie să ne muncim și să ne unim spiritul, să ne unim într-o cauză și să realizăm ceea ce avem de făcut. Încerc să revin, eu de regulă sunt foarte energică și vreau să cred că acea albinuță care a pomenit și a îndemnat și Puiego ca să fie citită, cu adevărat a fost carte de căpătâi la atâtea și atâtea generații. Auzisem că sunt cumva epuizate toate stocurile de această carte. O să ne îngrijim să fie. Dacă este voință, se găsesc și surse. Așa încât copilașii noștri să-l poarte în suflet, să-l recite pe Grigore Vieru. Astăzi copiii la bustul Grigore Vieru au recitat în cor poezia dânsului și fiecare din el vroia să se manifeste la microfon. Asta înseamnă că o trăiesc, asta înseamnă că noi avem viitor. Foigă, mulțumim frumos pentru această dedicație, pentru acest gest. Nu am avut ocazie să-l cunosc mai în aproape, l-am cunoscut când am fost copilă, de fiecare dată când venea la noi în Șoldănești. De fiecare dată eram prezentă, pentru că nu știu dacă atunci înțelegeam toată însemnătatea evenimentelor, dar mama mă ducea de mână de la 3-4 anișori, țin minte, și când se cobora Grigore Vieru pe treptele spre Casa de Cultură, toți copiii alergau parcă aveau un magnet spre el. Și îl îmbrățișau și de la trepte până în scenă, cred că dura o oră până ajungea. Astea sunt emoțiile pe care le-am trăit. Îmi pare foarte mult rău că nu am în repertoriul meu artistic nicio piesă pe versurile lui Grigore Vieru. Dar asta e o mare responsabilitate. Asta e, trebuie să-ți iei atâta curaj. Sper să ajung la acest moment. Vă fericit cu faptul că nu ne dăm bătuți și că versul lui Grigore Vieru trăiește prin noi. La mulți ani, mulțumesc pentru invitație, sunt onorată și sper asemenea evenimente, m-am prins la gândul maestră, chiar și am vrut să vă șoptesc asemenea evenimente, că nu avem un centru municipal mare care să ne adune așa cu această cauză. O să avem. Eu sunt sigură că o să avem. Mulți ani și mă închid de sănătate. Doamnă directoare, eu v-am sugerat o idee. Da. Să aveți în repertoriul dumneavoastră un cântec pe versul lui Grigore Vieru, să luați versurile consacrate lui Vieru dintr-o emisiune a maestrului, un poet de undeva din Sibiu sau din Timișoara, care a scris o poezie adresată lui Grigore Vieru. Și să iei Grigore Vieru, am eu textul lui Gheorghe Zafir. Prindeți-o și pe Constantin să vă spun ce... Gheorghe Zafir. Da. Facem o înțelegere. Emoțiile m-au luat. Deci am uitat să spun ceva foarte important. Cine e Grigore Vieru? El n-a trecut niciodată pe lângă o izbucnire cât de mică de talent. Fie în pictură, un copil, fie în poezie, fie în orice domeniu el găsea timp să scrie ceva despre el. Atunci când sărbătorească, am scris-o, el a scris 3 propoziții în Tinerimea Moldovei și mi-au crescut aripi. Eu de frică am devenit compozitor să nu dau de gol pe Grigore Vieru. Și atunci pe 14
I-am făcut un acrostic, m-am muncit pe-o tare mult să-i fac o plăcăță. Uite, el pentru tot scrie și nimeni nu pentru dânsul, dar el pentru tot. Ia să-i fac eu la 50 de ani. Și fac eu o poezie foarte frumoasă, acrostic. Primul acrostic care cântare l-a făcut, la care s-a pornit cartea mea. Fac un frumos așa, cu, și citesc soției mele, zic, acuși o să mă laude. Și eu spus foarte frumos. Dar cum scrie Grigore Vieru? Simplu și profund, dar tu ai pus acolo mult și asta, am rupt și am zvrăit tot și am scris altul. Am scris altul. Grigore Vieru, gând ți-i poezia, rază din popor, inima-ți vorbește, gura vers de dor. O poet de acasă, ram de april la geam, ești iubirea noastră, visul acestui deam. Iz de pâine caldă, este al tău vers, rugăciune sfântă, urmă în univers. Și în această zi că nimeni. Grigore Tăcicu era la 50 de ani la mine acasă. Eu îl duceam la aeroport cu mașină. Acolo spunea că nu pleacă la Moscova peste 3 ore, fiindcă ningea. La duceam iar acasă, el mai citea o acrostică să se uita și așa, și așa. Iar ne duceam la aeroport, iar veneam la noi acasă. Așa că ziua asta o țin minte 37 de ani în urmă cu acest acrostic dedicat Tăticului. Da, eu zic, dar el trebuia să propună că este de acord ca Valentine să-i facă o piesă și versul de Grigore. Dânsul a acceptat doar din modestie, nu a spus. Accept. Eu vreau să menționez un lucru. Totuși noi suntem norocoși. Eu exact cât un an și jumătate când am venit, de un an de zile, tot practic o dată în săptămână sunt întrebată, doamnă voluntar, ce facem cu centrul Vieru? Ce facem cu centrul Vieru? Și mă gândeam, doamne, eu mă cunosc cu centrul ăsta. Dar birocrația noastră, hârtia, o ia pe dinainte. Dar sunt sigură că și prin turneul ăsta pe care îl face domnul primar acum prin România, se mai adună cât ceva și într-un an de zile, poate, ajungem să avem centrul de cultură și artă, Muzeul Grigore Vieru. Mulțumesc! Doamna Valentina, cu referire la centru, eu credeam că centrul meu e frumos, dar când am fost în august în Dumbrăveni și am văzut centrul academicianului Eugen Simeon, îmi doresc și eu un centru ca acolo. Prietenii lui Paul, sâmbătă seara, când au văzut frumusețea, ei sunt în sală, zic că vai, vai, dar cine vă sponsorizează? Zic, suntem a primăriei, administrația publică locală. Zic, nu vreți să vă schimbați cu autoritățile, cu cei de la București? Zic, nu, vreau să le schimb, vreau să schimb ceva și să fie ca la Dumbrăveni. Domnul Cimpoi, sunteți martor. Cu privire la piese, eu tot am un regret mare. Șefii mei și lumea din sală, când a fost lansat volumul de la Litera Grigore Vieru, acum și în veac, atunci mi-am cumpărat două cărți, una pentru Traian, că m-a rugat filiala, și una pentru Centrul Academic Eminescu. Deci am o mare nostalgie, regret, fiindcă am cumpărat cartea și i-am dat-o domnului Grigore Vieru, regretatului, să-mi scrie o dedicație. Se uită și zice, Elena, eu pentru centru trebuie să stau, să mă gândesc, să scriu un autograf, ca la nimeni. Atunci doar semna. Deci pentru Traian a scris și cartea am luat-o, a mea așa și-a rămas undeva și așteaptă. Și-au trecut ani și răsfoind o carte, din fond, deschid și găsesc. Academicianul Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, cartea mi se pare că și în chirilică, am uitat să o iau, să o arăt. Și am început a răcni, colega mea Vera Sârbu este în sală. Zic, doamna Vera, doamna, dar noi avem mii de cărți cu dedicații. Avem o dedicație, un autograf de la Grigore Vieru. Și i-am arătat cartea. Dragi prieteni, sâmbătă, eu m-am mai îmbogățit colecția cu această, cu această carte, Grigore Vieru, cu coperta de porțelan, cu această carte, un dialog, deci Lucia Olaru Nenate, mi se pare că cu cineva trebuie ochelari. Deci cartea
Grigore Vieru, eu prima. Grație în sală este Cecilia Melniciuc. Iată așa vecinii noștri, familie Melniciuc, regretatul. Ion Melniciuc, care a avut aici mai multe conferințe. Băiatul lui este la Botoșani, director Muzeului Istoric și ei au venit cu aceste pachete, cu aceste colete pentru noi. Și dacă eu insist, testament pentru fuie, cu? Mă laud că este deja dedicația aici. Paul, nu e dedicația, că ai scris. Este. O căutați, doamnă director. Și a rămas să scrii dedicația pe cartea, nu pleci până nu scrii. Eu am aici instrumentul care îl soliciți. Și nu credeți că Paul a venit singur. A venit cu un tânăr care tot avem cartea și chiar este cu dedicație. Da? Narcis. Este cu dedicație? Paul o cată pe-a lui, eu o caut pe-a ta, dacă nu găsesc, mai scriți odată. Deci, iată așa, se înscriu filele istoriei activității unei instituții. Pe lângă toate câte sunt, sâmbătă, iată, ne-am îmbogățit și cu această colecție. Mai de demult aveam, eu am toată colecția, Grigore Vieru, acest volum cu cheița și multe altele. Iar acum o invit aici în scenă pe doamna director general a Bibliotecii Municipale Hasdeu, Lili Bobuș, cere scuze că n-a dovedit să trimită documentul care trebuie. Are un document însoțitor. La multe, multe discuții cu mine, zic, doamna Lili Bobu, prietenă dragă, Biblioteca Municipală anul acesta are 145 de ani de la fondare și nu au colecția aceasta. A făcut tot posibilul. Și este o istorie foarte interesantă până aceste volume au ajuns aici. Au fost înguiate într-un apartament. Ia, lumea a plecat din apartament, a găsit o altă colecție în altă parte, care o dăruise și a luat-o cu, urmează să o întoarcă acolo. Deci, o dedicație frumoasă pentru Biblioteca Municipală Hasdeu. Doamna Mariana, vă încredințez aceste volume de astăzi înainte, sunt ale dumneavoastră pentru sediul central pentru bibliotecă și eu cred că sunt niște perle în colecția Bibliotecii Municipale Hasdeu. Vă dau și acest document frumos, scris, însoțitor și lista este. Și vă ofer microfonul. Mulțumim mult, doamna Elena. Onorat public și mult stimate, domnule Cimpoi, dragă Paul Sorugiu Fuiego, bine ai venit la Biblioteca Municipală, nemijlocit la Centrul Academic Internațional Eminescu și dragă Călin Vieru, vă salut aici. E onorabil pentru Biblioteca Municipală să primească în dar o colecție bibliofilă, mai ales la cei 145 de ani de la fondare. S-ar fi bucurat, probabil, Carl Schmidt, primul primar al orașului Chișinău, care a decis să reanimeze viața culturală a orașului, dar și să aducă publicului o bibliotecă modernă. Deși la acea vreme era la parterul sediului primăriei de atunci, astăzi Biblioteca Municipală, iată, are deja peste 27 de filiale, printre care se regăsește și Centrul Academic Internațional Eminescu. Sper eu că și alte biblioteci vor reapărea pe harta orașului Chișinău, pentru că mai sunt pete albe, cum le numim noi, unde există comunitate dornică de a citi. Aceste flori le-am adus aici pentru Paul Surgiu Fuiego, floarea albastră, am zis că eu, drept semn de pentru prezența ta aici și pentru faptul că ai acceptat, ai dorit, ai binevoit să fii în spațiul acestui centru de cultură, precum este Centrul Eminescu.
Sigur, aici au fost și alte personalități care la fel au venit cu daruri precum sunt cărțile. Cu siguranță ne-am fi bucurat să fie printre noi și Grigore Vieru. Cu siguranță cărțile poetului sunt citite și sunt în circuitul lecturii, sunt în circuitul împrumuturilor. Cred eu că acest eveniment, precum este cel de astăzi, tocmai vine să spună generației viitoare despre opera pe care a lăsat-o maestrul Vieru. La cei 145 de ani, când am provocat colegii să vină cu evenimente care ar marca acești 145 de ani, doamna Dabija a fost printre primele colege care a insistat, dar bineînțeles și a propus generos așa ca să-l inserăm în acel plan care să vorbească despre faptul cum Biblioteca Municipală este o bibliotecă pentru oraș, o bibliotecă pentru fiecare. Să revenim la această colecție. E una deosebită, unicat. Pentru noi bibliotecari este una de excepție și cu siguranță își va găsi și locul, dar cu siguranță va invita spre lectură, spre descoperire cititori avizați. Sunt sigură că acel sentiment de aristocratism pe care îl are o astfel de colecție bibliofilă s-ar fi regăsit și în colecția dacă s-ar fi întâmplat lucrurile spre bine de la acea vreme 1877 când a fost, cum ziceam, readusă în circuit biblioteca orașului. Vă mulțumim, transmitem gânduri de mulțumire și celor care au facilitat ca această colecție să vină spre Biblioteca Municipală. Îmi revine doar să transmit această diplomă de recunoștință, în primul rând lui Paul Surugiu Fuego, pentru promovarea valorilor culturale românești și pentru implicarea generoasă, dar și necondiționată, în realizarea acestui proiect grandios de relevarea operei, dar și promovarea operei lui Grigore Vieru, a tribunului Grigore Vieru, proiect de fapt inițiat de Asociația Culturală Regal Art, realizată în parteneriat cu Centrul Academic Internațional Eminescu. Pleacă către dumneavoastră această diplomă de recunoștință semnată de către academicianul Mihai Cimpoi și susținută de Direcția Cultura Primăriei Municipiului Chișinău. La fel pleacă una și către celelalte persoane care au fost alături de dumneavoastră, profesor dr. Lucia Olaru Nenati și, bineînțeles, Lili Bobu. Am zis că ar fi fost nememorabil această zi dacă cei care au participat cu acest dar să nu obțină și un permis de bibliotecă, doamna Dabija, dacă mă puteți ajuta, acest card de aniversar. În timp ce deschide cardul, așa, sau plicul, nu este bancar. Aș vrea să spun că doamna Lucia Olaru Nenati, marea prietenă a lui Grigore Vieru și, desigur, a maestrului academician de aici, este cea care i-a adus prima dată în România după Revoluție pe maestrul Grigore Vieru, pe Ion și Doina Algea Todorovici și, desigur, pe Iurie Satovnic la Teatrul Mihai Eminescu în Botoșani. Îi port o mare recunoștință, este o mare intelectuală, este o doamnă a culturii române și mulțumim pentru că ne este alături în toate proiectele noastre. Nu pleca, Paul, mai e surpriză. Eu am încercat să deschid acest plic pentru a mă asigura că acest card va aparține. Pleacă și către Lili Bovu. Deci, Paul este aici. La fel și către doamna Nenate. Și eu cred, Paul, te odihnești puțin și vii iarăși după daruri. Mulțumim și eu. Între timp, deci sunteți membri de onoare, o să-i ofer acest card și lui Narcis. Narcis, dar poate te scoli. Hai, vine să iei cardul oficial din mâna mea. Am insistat atât de mult. Cu plăcere. Să discutăm, să vă transmit mesajul doamnei Lili Bobu. Eu îl invit pe Paul Surugiu Fuego aici, lângă mine. Noi, câte am povestit eu sâmbătă seara, vreo câteva ore, a fost prea puțin. Astăzi domnul academician Mihai Cimpoi a mai vorbit o oră și
s-a întâmplat așa că am auzit domnul academician povestea despre manuscrisele Mihai Eminescu și Paul a zis că nu le-a văzut. Paul, intră în posesia acestor manuscrise. Să deschizi filele și să vezi cum scria Mihai Eminescu. Să nu uiți de Moldova, dar cu ochiul lui Amedeo Caroci, prietenul nostru din Italia. Și acest dar frumos din partea Dumbrăvenenilor pentru oameni avea ca amintire de la congresul nostru jubiliar, ediția 10, Congresul Mondial al Eminescologilor. Și aceasta în alt format și un luceafărul în mai multe limbi, așa că să înveți limbele care sunt acolo ca să reciți deja în celelalte limbi. Am niște punguțe, dar o să se ducă, o să se ducă direct la mașină. N-ai vrut sâmbătă să le iei, azi le iei deja, dacă acolo sunt bomboane, bucuria, sigur. Acolo sunt de toate. Mulțumim. Și închei, că eu am început. Onorat public, știți că vă iubesc. Știți că întotdeauna sunteți așteptați. Văd în sală fețele care au lansat cărți, care au avut întâlniri cu cititorii. Doamne, câte au fost aici în 22 de ani. Și eu vă mulțumesc din suflet. Încheiem programul aici, deci îl încheie Paul. Și ne scuzați, fiindcă avem de plecat în altă parte și timpul ne presează. Că noi am stat hăt cu lei până la miezul nopții. Paul, îți ofer cuvântul de încheiere și cred că o să vedem dacă ți-a plăcut aici la noi, anume la Centrul Eminescu, în Moldova ai fost de multe ori, cu alte reveniri. Mulțumesc frumos, Elena Dabija, stimați prieteni, în seara aceasta la Palatul Național Nicolae Sulac voi avea un recital alături de minunatul artist planetar Eugen Doga și sunt extrem de bucuros pentru că voi fi cu maestrul în scenă astăzi. O să interpretez și o premieră pe care mi-a scris-o maestrul, așa că am foarte mari emoții și mă bucur pentru că oficialitățile au decis ca anul acesta să fie considerat anul Eugen Doga. E o mare bucurie și o onoare pentru că de fiecare dată când vorbesc despre acești mari maestri ai scenei basarabene, sufletul îmi este acasă, să zic așa, și românesc. În final, să vă fredonez așa, scurt, un gând de al poetului Grigore Vieru pe muzica mea. Sărut vatra șalei nume care veșnic ne adună. Vatra cea născut pe lume, limba noastră cea română, pe pământ străvechi și magic, numai dânsa ni stăpână, limba neamului meu dacic, limba noastră cea română, limba noastră cea română, limba noastră cea română.
Vă mulțumesc și vă iubesc. Să aveți un an plin de bucurii și binecuvântări. Să aveți o primăvară frumoasă. Mă bucur că astăzi ați fost alături de noi. La mulți ani tuturor și Dumnezeu să-L odihnească în pace pe maestrul Grigore Vieru, o lacrimă a lui Mihai Eminescu. Vă iubim! Când Dumnezeu pământ dădea, El noi ne-a vorbit așa: aici voi să trăiți ca frați, această melodie deosebit de frumoasă, dar am ținut cu totul adinsul să mulțumesc frumos pentru acest eveniment deosebit care a reușit astăzi, ați reușit să țeseți astăzi aici, cu atâta și atâta lume frumoasă, de calitate, de cuvânt, de onoare, și vreau să cred cu adevărată demnitate. Vreau în numele dumneavoastră să-i mulțumesc, doamne Elena, că reușește să facă acest lucru și acest buchet de flori este un semn de prețuire pentru toată doiruirea care o face în activitatea sa. Prietenului centrului academic, domnului academician, acest buchet de flori, tot prin aplauzele dumneavoastră și mulțumim lui Dumnezeu că ne-l ține sănătos aici lângă noi. Cerul mi-a spus așa. Iar acesta, fiecare cu un gând acolo sus, către el, către Grigore Vieru, cu plecăciune îmi cer permisiunea să-l pun la acest bust. Dar... Come on.